10.000 de like-uri, uitați-vă și voi unde suntem, ultimul meci de pe Camp Nou. FC Barcelona este una dintre cele mai mari și mai iubite echipe de pe planetă, cu zeci de milioane de fani și cu un stadion superb, Camp Nou, cu o capacitate de aproape 90.000 de suporteri, așa că astăzi, fraților, voi face una dintre cele mai mari nebunii din viața mea și chiar în această noapte voi merge în premieră la un meci pe Camp Nou, ultimul meci disputat pe acest stadion, deoarece în următoarele zile el va intra renovare pentru o perioadă bună de timp și totodată la acest super meci dintre Barcelona și Mallorca se anunță un moment extrem de emoționant în care Jordi Alba și Sergio Busquets își vor lua la revedere de la această echipă, fiind doi jucători exponențial de-a lungul anilor pentru FC Barcelona. Și dacă vă plac asemenea nebunii și asemenea aventuri, haideți să vedem dacă reușiți acolo din nou peste 10.000 de like-uri. Ați reușit acest prag la ultimele două clipuri când am fost la Manchester City și la Liverpool și așa cum am promis, pentru că ați reușit cele 10.000 de like-uri, iată că aventura continuă, așadar merită să apăsați acolo pe butonul de like și multe mulțumiri pentru cei aproape 225.000 de abonați, mă înclin în fața voastră și apreciez toată susținerea, iar în această aventură, care urmează să înceapă în următoarele ore, nu voi fi singur, alături de mine vor fi cei doi câștigători ai concursului U Cluj Superfan, concurs care a fost postat și pe pagina mea de Instagram, pe care o găsiți în descriere. Și iată că doi dintre abonații acestui canal vor merge cu mine în această mega experiență și dacă vă doriți și voi pe viitor să participați la asemenea evenimente și să faceți parte la asemenea vloguri, vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să vă faceți cont pe U Cluj Superfan, deoarece se mai anunță concursuri în viitor. Toată excursia va fi gratis, atât pentru Victor și pentru Iulian, norocoșii noștri de astăzi. Și nu mai stăm prea mult la discuții, mergem să ne facem bagajul și plecăm direct către aeroport. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, jet up phenomenal. I've got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. Și am ajuns în Barcelona, vreme superbă și lângă noi avem direct Sagrada Familia. Iar lângă mine îi avem pe cei doi câștigători ai concursului U Cluj Superfan. Iulian, te salut. Și Victor, bineînțeles, fan U Cluj acolo. Dar vreau să-i întreb ce echipă susțin din afară. Ia zi, Iulian. Manchester United. Oh, fratele meu, Manchester United acolo. Și tu? Barcelona. Barcelona, bun, 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 că tot mergem la meci în seara asta. Mai sunt 6 ore până la meci, dar înainte o să vreau să mergem puțin la magazinul Barcelonei, de aici de lângă Sagrada și după, ușor, ușor, spre Camp Nou. Aici este magazinul despre care vă povesteam și tocmai ce am luat și un ziar și uitați-vă ce scrie pe prima pagină. Messi foarte aproape de întoarcerea la Barcelona și bineînțeles cum dăm pagina, îl avem direct pe Lionel Messi și uitați pe cine avem aici. Au aflat că vine în Barcelona și m-au pus pe aceeași pagină cu Lionel Messi. Uitați-vă și voi. Fabulos, nu, nu pot să scap de presa asta. Bum! Și am ajuns în fața stadionului Camp Nou, iar în spatele meu, suporterii Barcelonei pregătiți să meargă spre stadion. Uitați-vă și voi cât sunt aici și toți așteaptă să plece împreună spre stadion. Prea frumoasă atmosfera. Idee, eu am tricou cu Cluj, da, suntem prieteni în seara asta, sper. Uitați-vă cum stau aici frumos, se distrează, se relaxează și ușor, ușor o luăm spre stadion și haideți să vă arăt. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă stadionul, dar din spate, de undeva din spate, a început nebunia, se strânge ușor, ușor lumea și haideți să mergem în fața stadionului. Am ajuns la una dintre porți și o să încercăm să intrăm pe aici, să vedem dacă avem voie, dacă ne lasă. Hello, check! Thank you. Cum am intrat, avem direct aici standuri cu mâncare, cu băutură și cu tricouri. Mamă, și lângă noi Dembele cu apucături de Adama Traore. Înainte să mergem în fața stadionului, voiam să vă arăt puțin intrările, cât de înguste sunt, la fel ca la Manchester United. Ia uitați-vă, cât de îngustă este intrarea ca să poți să intri. Vedeți? Mi se pare foarte, foarte îngust. Și vorbim totodată despre unul dintre cele mai mari stadioane din lume, cu o capacitate de aproape 80.000 de locuri. Și acum stadionul va intra în renovare. Practic este ultimul meci de pe Camp Nou, nu doar din acest sezon, ci cam pentru următorii 2 ani se aproximează. Eu am mai fost odată aici la stadion, însă niciodată la un meci, doar am vizitat stadionul și acum ne apropiem de intrarea principală și uitați-vă câți fani ai Barcelonei avem, câți fani, toate vârstele, toată lumea îmbrăcată cu Barcelona. În continuare, noi ne mândrim cu Cluj, echipa noastră și hai să vedem cum arată
intrarea principală. Mamă, ia uitați-vă cine e lângă noi. Uitați-vă cine este lângă noi acolo. Lewandowski, Busquets, Jordi Alba, Araujo și Ansu Fati. Iar astăzi după meci vom avea un moment special, deoarece Jordi Alba și Busquets vor călca pentru ultima dată pe Camp Nou ca jucători ai Barcelonei. Așa că, la fel cum am avut și la Liverpool, o festivitate, să zic așa, de rămas bun. La fel vom avea și astăzi pentru cei doi și 100% cei de la Barcelona s-au pregătit cu ceva frumos acolo. Ce nebunie, tată! Și aici intrarea, văd că lumea deja semnează acolo, ia uitați-vă! Semnează, probabil, mesaje de rămas bun pentru Jordi Alba și pentru Busquets. Și totodată pentru stadion, da! Uitați-vă, este ultima poză cu acest stadion, deoarece urmează să fie renovat. Dăm și noi o semnătură. Ne punem și noi amprenta că am fost aici și voi semna și eu. 1957-2023. Wow, cât de tare! Te iubesc, Barcelona! Un mesaj frumos acolo. Iar acum urmează să vă arăt cupele Barcelonei expuse direct aici în fața stadionului. N-am mai văzut asta la niciun stadion până acum, dar uitați-vă și voi cum sunt aranjate aici. Priviți cum sunt aranjate fix aici în fața stadionului, iar lumea poate veni să facă o poză cu ele. Prea frumos, mult prea frumos, tare. UEFA Champions League, La Liga, trofeul pentru Cupa Mondială a cluburilor și așa mai departe. Copa del Rey, da, toate trofeele le avem aici, absolut toate trofeele câștigate de Barcelona. Ia uitați-le acolo. Și direct de aici, din fața stadionului, vom lua pronosticurile, dar fiți atenți, mare atenție, le vom lua în limba spaniolă. Orați în succes, hai să vedem dacă mă descurc, mai știți fraza asta de 3 ori, hai să vedem primul fan, let's go. Hola, en pronostico para esta noche? 4-0. 4-0, sí. ¿Y quién anotará? Doblete de Lewandowski. Lewandowski. Gavi? Gavi, oh. Dembélé. Oh, Dembélé. On est français, Dembélé. Gracias. Allez les bleus. Allez les bleus, Dembélé. Amo că ne-am descurcat cât de cât. Hola, en pronóstico? 2-0. 2-0. ¿Y quién anotará? Gavi y Lewandowski. Lewandowski, gracias. Bine, amo că mă descurc în spaniolă, mă înțeleg fetele ușor, ușor. Hai și la un băiat să vedem, poate vorbește mai repede. Băi, dacă mă întreabă ceva, m-am dus. V-am zis doar să-mi răspundă la întrebare, că dacă mai îmi spune ceva, eu mă blochez. Alex, hola Alex. En pronóstico para esta noche? 2-1. 2-1. ¿Y quién anotará? Lewandowski, Pedri. Oh, nice. Gracias. Gracias. Da, adiós. 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 Ah, mă, că ne descurcăm. Ce să mai... Gata, vorbim în spaniol acum. Paranote noches, es que repara sotos. Sí, a la Camp Nou. Y sí, a París. No. Hola. ¿En pronóstico? Para hoy. 3-0. 3-0. ¿Y quién anotará? Lewandowski. Lewandowski. Pedri. Pedri. Dembélé. Dembélé, gracias. Toată lumea, Lewandowski, Pedri și Dembélé. Ei sunt favoriții și 100% vor fi titulari, zic eu. Nu știu la Dembélé dacă va juca, însă Lewandowski 100% titular. Jordi Alba, se știa, e ultimul meci, la fel și Busquets, însă nu joacă Pedri. Pedri nu joacă, este accidentat și avem șanse să-l întâlnim. Cineva stai să uite la mine, hai să întrebăm. Hola, en pronóstico? 2-0. Ok, ¿y quién anotará? Jordi Alba y Sergi. Jordi Alba. Sí, sí. Oh, nice, nice. Y Sergio Roberto. Sergio Roberto, nice, gracias. Mamă, uite, cineva care spune că va marca Jordi Alba. Frumos, fiind ultimul meci, la fel a marcat și Bobby Firmino la ultimul meci. Bun, eu zic că ne-am descurcat, ne mutăm oficial în Spania. Și înainte, cu aproape jumătate de oră înainte de meci, ne-am strâns aici toată brigada Ucluj și alături de băieții aici. Uitați-vă și voi cât de înalți sunt pe lângă mine. Deci eu am 1,87. Cât aveți băieți? 1,90 și cât? 1,96. Și tu? Și eu tot 1,96. Sunt cu brigada după mine, brigada Ucluj aici la Barcelona. Și că tot ne bucurăm de această super experiență, voiam să vă întreb băieți, de cât timp folosiți aplicația Ucluj Superfan? Eu o folosesc cred că de 6 luni de zile, jumătate de an. Și ești mulțumit de ea? Foarte mulțumit. Așa am aflat și de concurs. Am zis să mă înscriu și uite-mă aici, am și câștigat și prea mulțumesc frumos. Cu Cluj pe această cale. Prea frumos. Iar tu de cât timp o folosești? Eu am aflat de ea cam de câteva luni și tot de atunci o și folosesc. Și acum, uite, să mă laud și eu un pic. De concurs, de unde știi? De la tine. De la mine, de acolo, postarea de care v-am povestit de pe Instagram. Și acum mai am o întrebare pentru băieți, chiar sunt curios, după răspund și eu. Jucătorul preferat de la Ucluj? Eu pot să zic că am doi jucători preferați. Am pe Ioan Filip
și pe Nistor, pentru că ambii au jucat și la Dinamo, mie îmi place și foarte mult și Dinamo și corect, de corect. Aceea. Echipe înfrățite, corect. Iar tu, jucătorul tău preferat de la Ucluj? Al meu e Alex Kipciu. Alex Kipciu. Ăsta era și răspunsul meu, Alex Kipciu. Îl pupăm, poate se uită la video, că știu că mă urmărește. Și eu zic, băieți, ușor, ușor să intrăm în stadion, dar nu înainte să dăm un pronostic. Pronosticul tău, și îl dau și eu. Cum am zis și mai devreme, 3 goluri, eu zic 2-1 pentru Barcelona. 2-1 pentru Barcelona? Eu cred că o să fie spectacol și 4-0. 4-0, 2-1, 4-0. Eu zic 3-1 și hai să vedem foarte multe goluri astăzi. Let's go! Și fix în spatele meu avem intrarea oficială, pe unde intră toate vedetele, toate legendele. Credeți-mă, am tot stat pe aici prin preajmă. Poate vedeam o legendă, o fostă legendă a Barcelonei, dar momentan nimic, se feresc de mine, că știu că dacă apar aici sar direct pe ei, dar mai stăm un pic aici. Bună, un pronostic pentru seara asta? Nu știu ce să spun. Un scor. Eu zic 3-0. 3-0? Da. Și tu? 2-0. 2-0, Barcelona presupun, da? Barcelona, clar. Baftă, vă pup, pa, pa. Uitați-vă, fraților, românce, ele două erau singure venite la meci. Prea tare, bravo lor. Băi, ne-am cumpărat și noi de aici, de la fanshop-ul Barcelonei, o șapcă cu Universitatea Cluj. Și așa cum am promis, vom încerca să dăm un produs de la o echipă din Superliga României, un jucător al Barcelonei. Așa că obiectivul de astăzi este să ofer această șapcă cu Universitatea Cluj lui Ter Stegen, că el ne-a picat în pachet, dacă nu-i arunc pe teren, o să vedeți. Gata, am intrat și zici că suntem în GTA. Ia uitați-vă, zici că suntem într-o parcare subterană din GTA. Așa arată partea aceasta a stadionului și pe acolo trebuie să urcăm. Pe acolo trebuie să urcăm spre locurile noastre. Și în premieră vom intra pe Camp Nou. Let's go! Take a deep breath. I'm shark you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. I'm a spend. I'm a baller, take a deep breath. I'm shark you 7 days a week. I'll be up all night. Ma! Cât de mare este! Uitați-vă și voi cât de mare este stadionul, fabulos! Băi, deci prea frumos, uitați-vă și voi. Mult, mult prea frumos. Este absolut imens. Cel mai mare stadion pe care am fost vreodată la un meci. Acesta este. În viața mea n-am fost pe un stadion atât de mare. Lewandowski! Lewandowski, tocmai ce ne-a salutat! Leva, tocmai ce ne-a salutat, fabulos! Bă, tocmai ne saluta! Prea tare! Și acum îl avem pe Gavi. Uitați-l și pe Gavi în imagine. Mijlocașul de astăzi. Și Leva mai apare și el din când în când. Cunde și el acum în imagine, fundașul francez. Arbitrii se încălzesc și ei cu un dans frumos. Și cam așa arată. Da, toată lumea acum îl aplaudă pe Busquets și pe Jordi Alba. Este un moment pentru ei. Tocmai au fost anunțați la portavoce și tot stadionul s-a ridicat în picioare și îi aplaudă. Uitați-vă și voi. Tot stadionul s-a ridicat în picioare și aplaudă. Prea frumos. Da, chiar e un moment unic, vă zic. Chiar este un moment unic. Doi jucători legendari pentru Barcelona. Gândiți-vă, au jucat cu Messi în echipă, cu fostele mari legende ale Barcelonei. Chiar sunt doi jucători mari pentru Barcelona și e totodată un moment trist. O să fie un moment trist, sunt curios dacă o să plângă la final. Și acum s-au unit legendele. Toți jucătorii, printre care și Busquets acolo, Dembele, Christensen, uitați-l acolo pe Busquets, și Jordi Alba cu vesta acolo, lângă Dembele. Se vede că sunt puțin triști. Și mi-am dorit foarte mult să fac un cadru de sus de tot, să vedeți cum se vede de aici, din tribună, tot orașul. Deci uitați-vă și voi, fiți atenți. Uitați-vă și voi, aici vă dați seama cât de mare este acest stadion. De aici, de sus de tot, cât de mare poate fi Camp Nou. Absolut fabulos. Și acolo se vede tot orașul, vedeți? Tot orașul. Prea frumos. Lewandowski. Al Kinza Christensen. Se vede reacția la Jordi Alba. Al din lui Jordi Alba. Al din lui De Jong. De Jong. Unde? Unde? Mamă, cum sunt întâmpinați! Stop!
Vedem acolo peluza Barcelonei. Uitați-i pe toți cum cântă, fix ca la Real Madrid. Tot acolo sunt poziționați. Și începe meciul Barcelona în echipament roșu-albastru. Acum în atac. Cum ar fi gol? Gol la prima fază. Kiko Vlić. Dembele. Pasă frumoasă pentru De Jong. Și... gol la prima fază, Barcelona deschide scorul în minutul 1. Minutul 1, gol Barcelona, tiki-taka. Tiki-taka specific Barcelonei și tot stadionul aplaudă. Prea frumos. Băi, la Ansu Fati chiar nu mă gândeam că de gol, da? Bine că a marcat și el, chiar e bine. Mai ales că va trebui să rămână la Barcelona. Tot stadionul aplaudă, i-au strigat și campioni. Viața mea întreagă va fi pentru Steaua. Hai să vedem Dembele. Dembele. Bine Jordi. Bravo Jordi, bravo. Legenda Barcelonei, fraților. Ultimul meci pentru Jordi Alba la această echipă. Ale, ale, ale. Peluza. Ale, ale. Jordi Alba. Fati, ce faci Fati? Ce fa mă fată mă? Frumos! Bine tată! Mamă, contraatac, Dembele, Dembele, nu oprește nimeni, Dembele! Dembele! Bravo băi! Trei adversari driblați. Dembele când vrea el chiar joacă, credeți-mă. Degeaba în FIFA are dribbling și pace mare. Mamă, tot stadionul strigă Lionel Messi. În acest moment tot stadionul strigă Lionel Messi. Messi, Messi și lovitură liberă. Hai să vedem. Messi, adică Lewandowski. Adică Fati. Messi, ce ai făcut Messi? Nope. Hopa. 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 Jordi Alba, mă. Jordi Alba, imperial. Get over here. Jucător care va lipsi mult Barcelonei. VAR, VAR, hai să vedem. Roșu, nu cred. Roșu, să anunță măcel. Roșu, nu se poate. Minutul 13, Roșu. Da, prinde meci tare. Meci cu multe goluri, 100%. Roșu, Mallorca, minutul 13. Mamă, ce meci. Dembele. Frumos. Încă un dribbling, oh! Oh! Ce face Dembele? Dembele în formă. Wow! Wow! Oh! Pasă lui Leva. Fiți lângă noi Dembele, ia uitați-l. Hai să vedem. Centrarea lui Dembele. Ăla e tatăl! Ăla e tatăl! Ăla e tatăl! Ăla e tatăl! Da, mă, da! Da, mă, da! Ansu Fati 2-0, exact cum vă spuneam, minutul 23, spectacol Barcelona! Vamos! Spectacol, tata, Ansu Fati, hai cu hat-trick-ul! Mamă, nu mi-erați dat și cu scheciuna! Cu toți fanii Barcelonei, sularele la vedere! Încă o dată priviți view-ul, cât de frumos se vede tot stadionul. Barça! 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 Și dacă ar fi să comparăm această galerie frumoasă cu o galerie din România, care ar fi? Ia zi! O cloș, clar. Se vede, da? Și ca să înțelegeți câtă lume și-a dorit să vină la acest ultim meci pe Camp Nou, până și sus acolo. Ia uitați-vă! Sus acolo lumea stă pe balustradă, vedeți? Pentru că nu mai sunt locuri. Și este un meci cu Mallorca, da? Este un meci cu Mallorca și uitați-vă și voi, stadionul arhi plin. Arhi plin. Nu cred, da? Leva! Vrea și el să dea un gol. Mă bucur de
mamă, de Ion Păstăruiți. De Ion Păstăruiți, fiți atenți. Mamă, Jordi, cu un gol pentru mine. Aoleu, aoleu. Încă ceva foarte interesant, acest spider cam este agățat de toate colțurile stadionului. Și la cât de mare e stadionul, sunt niște cabluri imense. Chiar mi se pare incredibil, deoarece sunt niște cabluri imense care trec chiar și peste noi pentru a se deplasa acel spider cam. Toată lumea cere penalti, dar n-a fost nimic. Ansu Fati e aproape de hat-trick. Suntem la pauza meciului și stau să mă gândesc că în timpul meciului foarte mulți fani i-au strigat numele lui Leo Messi. Oare vom avea parte de o revenire în această vară? Cred că toată lumea se întreabă și așteaptă acest moment ca Lionel Messi să revină aici, la el acasă, pe Camp Nou. Și gândiți-vă ce va fi aici în această zi și câtă lume ar fi pe acest stadion când Lionel Messi va călca din nou pe gazonul Camp Nou. Nebunie curată și cred că vorbesc cu cei de la U Cluj Superfan să ne mai trimit o dată atunci. Și tocmai s-a anunțat audiența din această după-amiază. Pe stadion în acest moment sunt 88.000 de persoane. Fabulos! Eu v-am zis că stau și în picioare, stau băgați prin spate, efectiv stadionul arhiplin. Și fix lângă noi acum, portarul care ne-a picat în pachet, Ter Stegen, și bineînțeles și Xavi, că și el ne-a picat. Xavi Icon, uitați-l, frumos acolo, banca de rezervă, vedeți, da? Se vede. Deranjez. Hai să vedem. Wow! Bară, nu pot să cred, șansă de 3-0. Hai să vedem. De pe linia porții. Intervenție de pe linia porții. Barcelona foarte aproape să facă 3-0. Mamă. Fati. Jordi. Aoleu, Leva. Nope. Bine, Ter Stegen. Prima intervenție. Minutul 64. Sergi Roberto, se vede că e fundaș. Ușor, ușor, soarele apune și uitați-vă cât de frumos se vede dealul acela în spate. Ia și mingea. Mamă, cu golul, băieții, scoateți camerele că e gol. Campione, campione, ole, ole, ole. Sărbătoarea a început de etapa trecută, dar continuă și astăzi. Barcelona campioana Spaniei și toată lumea se bucură pentru acest mare eveniment, mai ales că Realul e departe rău. Mamă, ce gol! Ce gol marchează Gavi în fața la aproape 90.000 de spectatori! Fabulos! Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri la care am fost eu! Oh! Cum era să dea gol, Busquets? Cum era? Oh! Mamă, dar
Iese Ansu Fati, intră Rafinha, tot stadionul se ridică în picioare. Moment emoționant! Toată echipa vine să-l salute pe Jordi Alba, care iese de pe teren. Se salută și cu arbitru. Moment emoționant. Iese Jordi Alba. Alba! 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 Iar momentare, momentare rău de tot. Și acesta este momentul schimbării. Xavi îl ia în brațe pe Jordi Alba, care plânge, plânge, plânge. Stadion aplaudă. În acest moment este și Busquets. Ambii jucători ies de pe teren, atât Jordi Alba cât și Busquets, iar la final mai mult ca sigur vom avea un rămas bun oficial din partea lor. Jucătorii Barcelonei 100% au pregătit o surpriză pentru ei. Valuri aici pe Camp Nou. Impresionant. Impresionant. Mamă, cum vine valul ăsta. Mamă, cum vine valul ăsta. Mamă, cum vine valul ăsta. Și este gata. Este gata. Barcelona câștigă cu scorul de 3-0. Sărbătoare aici pe Camp Nou și se cântă din nou imnul Barsei, iar Busquets și Jordi Alba intră chiar acum în teren. V-am zis că au pregătit ceva. Ia uitați-vă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ia uite și partea aia, ce tare. Sărbătoare din nou. Uitați-vă că încă mai vin. Încă mai vin. Măresc scena, vedeți? Măresc scena și sunt curios ce au pregătit. Și uitați-vă unde am venit, fix aici lângă teren, unde cei de la Barcelona au pregătit sărbătoarea pentru Busquets și Jordi Alba. Băi, zici că sărbătoresc campionatul și de fapt pentru ei tot. Și de-abia aștept să văd, de-abia aștept să văd ce au pregătit. Da, uitați-vă cum s-au așezat jucătorii Barcelonei. Prea frumos. Hai să vedem.
cadru. Ce cadru, ce stadion, ce nebunie. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Wow, Rivaldo. Și toți jucătorii Barcelonei urmăresc aceste secvențe. Ronaldinho. În acest moment, Ronaldinho. Ce moment frumos. Uitați-vă și voi. Sunt golurile Barcelonei all time. Toată lumea urmărește video în spate. Prea frumos. Și a apărut Messi. Messi! 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 Asta înseamnă Barcelona. Iubire pentru fotbal, iubire pentru toți jucătorii și toate legendele acestui club. Neymar în acest moment. Suarez, Messi din nou. Fabulos. Ce înseamnă Lionel Messi pentru acest club? În acest moment sunt secvențe doar cu Messi și toată lumea aplaudă. Istoria stadionului Camp Nou. La historia del Barça, la historia del Spotify Camp Nou y también, por qué lo digo, no només la nostra, sino también la vostra, tots i cadascun de vosaltres que ens heu acompanyat durant aquests 66 anys. I un aplaudiment per tots vosaltres, perquè vosaltres no sou del Barça, vosaltres sou del Barça! Tenim ja col·locats els nostres futbolistes, l'estaf tècnic, el president, per rebre per última vegada a la gespa de l'Spotify Camp Nou dos protagonistes de la història recent del nostre club. Si us plau, rebem primer, amb un fort aplaudiment, el nostre lateral esquerre i tercer capità, amb el dorsal 18, Jordi Alba! Imagine cu Busquets și Jordi Alba, încă de când erau mici și jucau pentru Barcelona și până în prezent. Foarte multe trofee câștigate de ei, doi jucători legendari pentru această echipă. Jordi Alba cântă! Băi, ce momente, băi! Bună nit,
Nicules. En primer lloc, agrair a tots vosaltres per la vostra defecte a tot arreu, al carrer, al Camp Nou. Ha sigut un orgull vestir aquesta samarreta. Porto 18 anys aquí i avui professionalment ha sigut el dia més feliç de la meva vida. Bine! Cuvinte emoționante spuse de Jordi Alba. Frumos ce a zis. Muchas gracias también a mis compañeros. Este año he tenido menos protagonismo del habitual, pero no menos importante. Creo que he intentado ayudar a todos mis compañeros, a todo el staff, a fisios, bueno, a todo el mundo, a todos los integrantes de la plantilla y me siento súper orgulloso, la verdad. Le-am mulțumit tuturor colegilor, atât cei din prezent, cât și cei din trecut. Clar, Barcelona este o echipă. Și acum îmi toca... Bună, Niculescu! Primer de tot, vull agrair a tots els jugadors actuals i que m'han acompanyat en aquest viatge durant tots aquests anys. Els entrenadors que he tingut, staff, treballadors, que en algun moment m'han facilitat qualsevol cosa, s'han creuat amb mi en aquest viatge. Ni me n'oplac a casa. També a vosaltres, afició, ha sigut un plaer poder jugar aquí. Haaland ia și el parte la această retragere, incredibil. S-a luat tricou cu Xavi. Bravo, Busquets! Cât de tare! Ce tare! Hey! Hey! Acestea au fost discursurile lui Busquets și Jordi Alba și acum o fotografie de grup. Un rămas bun de la acești doi jucători și nu-mi vine să cred că am prins acest moment. Și cu trofeul de campioană la Liga. Frumos. Frumos. Super. Așadar, fraților, cu toată echipa Barcelonei în spate, spunem la revedere stadionului Camp Nou cu un moment emoționant. Dacă v-a plăcut acest video cu unul dintre cele mai tari meciuri văzute vreodată pe acest canal și cu ce moment am prins, haideți acolo cu un like și cu un subscribe. La revedere, Barcelona! Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat! Pa, pa!